Bună seara! După cum vedeți, e rubin, e rubiniu. Acest vin provine din damigiana asta de 10 litri. Înțelegeți? Puțin așa să-i dăm o gust, o savoare. Acrișor bun. E ca și șampania. Îți face în gură ca și șampania. Extravaganță. Extravaganță. Rubiniu total. Ia uitați-l. Vă deranjează cumva șoldul? Șoldul ăsta de berbece? Vă deranjează? Dacă vă deranjează, nu-i. Chietata. Deci să nu credeți că e mâncarea săracului. Cartofi prăjiți. Foarte buni. Cu ou, ochi. Prietenilor, o să am un sfârșit de weekend foarte încărcat. Foarte aglomerat. Înțelegeți? O să fiu numai în locuri fiță, fiță, cu lumea deosebită. Tocană. Fac o tocană pe șoldul ăsta, dau mi peri. Ce tocană fac? Ouă de casă, uitați gălbănuș, adevărăciune. 100% găină plimbată prin curte, loc alergari. Vreți să înțe... Nii, uitați gălbănuș, culoare ca... Ioi de pe steag. De pe seavul României, unde o picat? În cap și eu. Nu picat pe masă. Vine mărțișorul. Sper că nu mă luați în primire. Bă, Nelson, de ce nu ai luat mărțișor la nevastă ta? Că nouă ne-a trecut vremea de mărțișoară. Așa e, mami. La cine e trecut vremea? No, ție. Mie? Nu am capul tău. Cum să treacă vremea? De mărțișoare. Deci tu aștepți să primești mărțișoare continuu. Ce v-a strugat? Stai la ușă și pândești? Crezi că nu că te-am auzit că ai intrat? Leana, taie de acolo și fă-i o bucată de carne de oaie să mănânce. De nu mănânci carne de oaie, mai cap de melc.
culturai, domne bunei, extraordinar. Marga mândoi să povestească. Mama cu fiul au de povestit, au secrete. M-am uitat azi la televizor. Și am văzut ce mincinoși sunt. O zis că la noi alimentele sunt mai ieftine ca în străinătate, ca în Europa. Uite, eu pe tema asta am să mă duc extremă. Am să mă duc până dincolo la unguri, să intru într-un magazin, să vedeți prețurile. Înțelegeți? La ordinarii ăștia. Și am să întreb oamenii de acolo salariul lor. Să facem o diferență. Cred că în Solnok am să mă duc. Pornesc dimineața, ajung pe la amiază, stau 2-3 ore și vin înapoi acasă. Fac clipul și vin înapoi acasă. Pentru că nu o să-mi permit să dorm la hotel, că nu am bani. Tot drumul ăsta să mă coste motorina de 3 milioane, să zic, și plătesc autobanda, mai mânc, vreo 150 de euro. Și de bani aia mă împrumut. Ca să demonstrez la lumea. Mami, ce bun este, ce diferență între cartofii ăștia din altă zonă și ăștia e la noi. N-ai idee. Sunt foarte buni. Nu știu ce o să fac de 1 martie. Nasol. Dar bine că suntem noi fericiți. Chiar de mâncăm un cartof prăjit. Că pe ăsta îl dau la săraci. O să-l dau la săraci. Ne uitați-l. Și de desubt e o slănină. Șold. Șold. Ce faci, bă, de 1 martie? 1 martie? A. Cumpăr șold la bunica. Cumpără, băi, la bunica sau ei, ăla e. A.
Ca să vezi. Asta este. E bun, e vino, mă. Și încă ziceți că sărac plânge, v-ați în pumn, tăscul dușii. Și că n-am ce mânca. Ziceți că sărac și n-am ce mânca. Da, este încă Gibraltar, husen. Eu zic că nu ai fost să-ți iei carnea pe tine. Mai ceva ca culturiști. Ce zici? Are tata cele. Ai bun e vinul ăsta, mă. Eu beau vinul cu ulciorul. Tera la, tera la, tera la. M-am amețit.